un fenomen inedit, care are locul județul Medeghins, este înșelăciunea prin metoda accident. Am aici niște exemple din cazuistică. În ultimele două luni avem 4 cazuri în județul Medeghins, 3 în Drobeta pe Muzeverin și unul în Vâlcea Mare. În ce constă metoda accident? Anumite persoane se recomandă ca fiind fiul sau fiica dumneavoastră, apelează la persoanele vârstnice și sub pretextul sau sub motivul că au comis un accident și au nevoie de sume mari de bani, chiar dacă polițiștii de la compartimentul de prevenire derulează frecvent acțiuni de informare cu privire la modul de operare al excrocelor care folosesc metoda de înșelăciune accidentul, în plasa infractorilor cad în continuare victime. Așa se face că un severinan a acceptat să trimite suma de 5.000 de euro tocmai în Burkina Faso, o țară din Africa de Vest, iar când a realizat că a fost înșelat, a venit să povestească totul comisarilor de la protecția consumatorilor. Polițiștii sunt însă cei care urmează să instrumenteze cazul. Chiar acum am primit o sesizare din partea unui cetățean din județul Mehedinț, a pierdut o sumă importantă de bani, importantă, chiar subliniez, în felul acesta. Se adresează cu disperare către noi, nu cred și pare rău să spun asta, dar nu cred că putem să rezolvăm în vreun fel situațiile de genul ăsta. Noi o să cercetăm, dar știm cu toții că lucrurile deja s-au încheiat din momentul în care cetățeanul respectiv a ales să creadă în astfel de momente și să vireze suma de bani care îi se solicită. Un alt excroc a reușit să păcălească de curând un severinan pretinzând că este șeful Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor. I-a cerut să cumpere 2 cartele reîncărcabile și să-i transmită telefonii codurile. Mare atenție! Comisarii de la Protecția Consumatorilor nu procedează în felul acesta, iar dacă se întâmplă, clar, este ceva ilegal. Și acest caz a ajuns în atenția polițiștilor. Dar am fost chiar eu victima unei astfel de situații în care un agent economic a fost sunat în numele meu. I s-a solicitat să meargă să cumpere 2 cartele telefonice, i s-a spus să aibă și bonul fiscal pentru a da veridicitatea acestei cereri, i s-au cerut codurile de acces la aceste cartele și după aia la revedere. Noroc că a venit aici, am sunat imediat prin 112, au venit cei de la Inspectoratul de Poliție și au preluat situația respectivă. Dar, repet, sunt astfel de cazuri și nu sunt puține. O ultimă găselniță a excrocilor, metoda accidentul, a făcut nenumărate victime la nivel național. În fapt, infractorul abordează telefonic o persoană căreia îi transmite că o rudă apropiată este vinovată de producerea unui accident soldat cu victime și pagube materiale. Solicită mai apoi anumite sume de bani pentru ca presupusul autor al accidentului să scape de rigorile legii. În felul acesta au fost păcălite nenumărate persoane.